Bun găsit, încep știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Cătălin Roba. Atmosfera de sărbătoare se resimte deja în orașul de pe Bega. Târgul de Crăciun a fost deschis în seara zilei de 1 decembrie. Certificatul verde obligatoriu la intrare nu i-a speriat pe timișoreni. Aceștia au luat cu asalt căsuțele, patinoarul și și-au făcut poze sub cupola de lumini instalată în Piața Victoriei. Anul acesta, Târgul de Crăciun nu a fost deschis printr-un spectacol grandios, dar atmosfera feerică a cuprins și Timișoara. Totuși, pe scena din Piața Libertății au urcat mai mulți artiști locali, printre care și cei de la ansamblul Timișul. Zeci de mii de luminițe împodobesc centrul orașului, iar timișorenii s-au întrecut în a-și face o poză perfectă pentru rețelele de socializare. Cei care nu au certificat verde care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testul negativ au acces doar în Piața Victoriei. Acolo pot admira bradul de Crăciun cu pola de lumini instalată din nou în piață sau ieslea care redă scena nașterii lui Isus. Târgul de Crăciun din Timișoara se va încheia în 15 ianuarie 2022. Ziua Națională a României a fost marcată și la Timișoara în 1 decembrie. Festivitatea a durat aproximativ jumătate de oră și a fost pus accentul pe importanța istorică a zilei. Chiar dacă este pentru al doilea an când nu s-a organizat o paradă militară, timișorenii s-au bucurat de defilarea detașamentului de onoare. La ceremonia de la Monumentul Ostașului Român din Parcul Anton Scudier au participat și autoritățile locale. Primarul Dominic Friț a pus accentul pe unitatea românilor din ultimii 100 de ani. S-au dus delegații la Alba Iulia de 1 decembrie și au declarat: noi vrem să fim o țară unită. Au visat și chiar dacă visul nu s-a împlinit imediat, pentru că aici noi în Banat, de exemplu, am mai stat un an până când s-a produs această unire, dar totuși au avut curajul să vină cu toți delegații din țară, peste 100 de mii de oameni au venit așa, peste 1000 de oameni au fost delegați și au spus: noi vrem să fim o țară unită și noi credem că România ca o țară unită are un viitor. E un gest simbolic de extraordinară bucurie pentru noi toți. Și este firesc să fie așa, fiindcă Marea Unire a însemnat pe lângă înfăptuirea visului de viacuri a românilor și o transformare profundă a țării noastre. Unirea a adus cu sine modernizarea României. La momentul scurt care a marcat Ziua Națională a României s-au depus și coroane de flori pentru eroii patriei. Cei care obișnuiesc să folosească mijloacele de transport în comun din Timișoara și din zona metropolitană vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunare de la începutul anului viitor. Se scumpesc atât abonamentele cât și biletul unic. A fost introdus un tip de abonament valabil pe tot anul, iar altele au fost eliminate. Dacă acum un bilet care asigură călătoria timp de 60 de minute costă 2,50 lei, de la 1 ianuarie 2022, prețul acestuia va fi de 4 lei. Se scumpesc și abonamentele generale pe timp de o lună, de la 93 de lei la 130 de lei. Nu sunt singurele măriri de tarife aprobate de Societatea Metropolitană de Transport Timișoara la propunerea făcută de STPT. Prețul unei legitimații de călătorie pe timp de o zi a fost majorat de la 12 la 15 lei, iar cei care obișnuiesc să își facă abonament pe o linie timp de 30 de zile vor trebui să scoată din buzunare 100 de lei, prețul fiind majorat de la 66 de lei. Toate majorările se aplică de la 1 ianuarie 2022. 3 lei ne ajunge la 4 lei și la noi nici nu s-a ridicat salariile, deci pe bune chiar e bătaie de joc. Mie mi se pare foarte mult, e foarte scump, deci cu 50 de bani ajungea. Deci bași 4 lei, Doamne iartă-mă. Enorm de mult, enorm și mai ales pentru noi că nu mai putem să facem drumurile astea pe jos. Prea mult dintr-o dată, da, deci prea mult, da, mi se pare că e mult. Societatea Metropolitană de Transport Timișoara a mai decis ca de la 1 ianuarie să fie eliminate abonamentele de 7 zile și abonamentele de 2 linii. În schimb, a fost introdus abonamentul general pe timp de un an, care va costa 1.100 de lei. Pentru a veni în sprijinul călătorilor și pentru a încuraja utilizarea transportului public local, introducem abonamentul general anual, care oferă cea mai ieftină opțiune de călătorie pentru cei care efectuează zilnic deplasări. Costul zilnic fiind de 3 lei, indiferent de numărul deplasărilor efectuate sau de tipul mijloacelor de transport public utilizate. Agenții economici au la dispoziție două variante de abonament pentru angajaților, nominalizat, nenominalizat, care este util nu doar pentru deplasările la locul de muncă și la domiciliu, dar și pentru munca de teren. Creșterea prețurilor este cauzată și de scumpirea combustibilului și a altor utilități. Tariful abonamentului general pentru 30 de zile a fost majorat ultima dată în 2009.
În Timiș, rata de infectare a scăzut la 2,11 la 1000 de locuitori după ce au fost raportate 97 de infectări cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 50 sunt la Timișoara. La nivel național s-au înregistrat aproape 1150 de cazuri noi de îmbolnăviri și 66 de decese. În Timiș au fost depistate 97 de cazuri noi de coronavirus în urma procesării a 630 de teste. În Timișoara sunt 50 dintre acestea, iar rata de infectare se află în scădere, 2,53 de cazuri la 1000 de locuitori. La nivel de județ, incidența este de 2,11, localitatea cu cea mai mare rată fiind Pesac, 6,19. În scădere este și numărul celor internați în spitale cu COVID-19. În această dimineață erau 288 de pacienți confirmați sau suspecți cu SARS-CoV-2, iar 36 se aflau în stare gravă la anestezie și terapie intensivă. De la ultima raportare, în Timiș au fost administrate alte 1020 de vaccinuri, dintre care 451 reprezintă doza a treia. 223 de persoane au trecut pragul centrelor de vaccinare pentru a le fi administrată prima doză de ser în ultimele 24 de ore. La nivel național, grupul de comunicare strategică raportează alte 1149 de infectări noi cu COVID-19, iar 66 de persoane au pierdut lupta cu virusul în ultimele 24 de ore. Unul dintre decese a avut loc în Timiș. Punem punct aici știrilor Teleuniversitatea. Rămâneți în continuare alături de noi pentru că urmează informațiile din sport și datele despre vreme. Eu sunt Cătălin Roba și vă dau întâlnire și mâine de la ora 18. O seară plăcută în continuare! În sferturile de finală ale Cupei României, Politehnica Timișoara a cedat doar la penaltiuri în fața echipei de prim eșalon FC Argeș. Meciul de pe stadionul Dan Păltinișanu nu a consemnat niciun gol, nici măcar în prelungiri. Alb-violeții au ținut piept în fața unei echipe mult mai bine cotate, deși Ursu a fost eliminat în ultimele minute ale timpului regulamentar. La loviturile de departajare, singurul care a ratat a fost Panfile, astfel că piteștenii s-au calificat în semifinale. Poli a evoluat în echipamentul dedicat special centenarului din 4 decembrie. N-a fost să fie, noi ne-am fi dorit să mergem mai departe. Parte, mai ales că este și această sărbătoare a clubului, una deosebită, 100 de ani de la înființare și cred că dacă am fi reușit o calificare în semifinale ar fi fost o contribuție deosebită din partea noastră. Faptul că n-am primit gol 120 de minute, mai ales că mai mult de 30 de minute am jucat cu un om în minus, cred că demonstrează că din punct de vedere defensiv jocul a fost destul de bine gândit. Cred că, și sper să nu mă înșel, cred că dacă ne gândim și la raportul ocazilor de gol, și acolo am stat destul de bine pentru că am avut în prima repriză 3 situații bune de înscriere și cred că am mai avut încă o situație în repriza a doua. În ultimul meci oficial al acestui an, echipa studențească va întâlni pe Astra Giurgiu în deplasare, în etapa 16 a Ligii a doua. Meciul se va disputa chiar sâmbătă, când se va aniversa centenarul Societății Sportive Politehnica Timișoara și va începe la ora 12. La Timișoara va urma o noapte cu nori pe cer, în care vântul va sufla de la slab la moderat dinspre sud, iar temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius. Vineri va ploua la primele ore ale zilei, iar vântul își va face simțită prezența. Termometrele vor arăta temperaturi maxime de 4-5 grade Celsius. La fel va fi vremea și la Lugoj, se va înnora după lăsarea întunericului, iar vântul va începe să bată dinspre sud. Minima se va situa la 10 grade. Vineri dimineață, meteorologii preconizează averse care se vor opri de abia spre orele amiezii. Vremea se va răci, iar temperatura minimă se va situa la 4 grade Celsius. Va fi vânt, iar pe cer se vor instala norii pe timpul nopții și la Buziaș, acolo unde temperatura minimă se va situa la 11 grade Celsius. Vineri se va răci, mercurul din termometre va scădea treptat, iar temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius. Va ploua în prima parte a zilei, iar apoi cerul va fi norat deasupra stațiunii timișene. În vestul județului Timiș, la Jimbolea, sunt semnalate averse și în timpul nopții, când va bate și vântul, iar minima va fi de 10 grade Celsius. Vineri va ploua la primele ore ale zilei, iar temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius. Și la Sâniculau Mare sunt preconizate averse încă de la noapte, când termometrele vor indica o temperatură minimă ce se va situa la 7-8 grade Celsius. Ploile se vor opri vineri spre amiază, iar pe cer vor rămâne norii. Temperatura maximă a zilei va fi de 5 grade Celsius.
vedem efectele, că la 3 minute moare o persoană care s-a îmbolnăvit de COVID. Doctorul care pe mine m-a tratat, pe mine și pe soțul meu ne-a tratat în spital, a murit la o lună după ce noi ne-am vindecat. Mă simt foarte responsabil, în primul rând pentru sportivii mei, pentru oamenii cu care muncesc zi de zi. Ignoranța umană ne costă sute de vieți în fiecare zi. Fii responsabil, vaccinează-te! Sunt roboțelul Dadar. Spune-mi o dorință și te învăț cum să protejezi viitorul. Vreau să ne jucăm la nesfârșit. Dadar din joacă să descoperiți lucruri interesante. Ba, eu vreau să construim mașinuțe și trenulețe din lemn. Dadar, puneți la loc de unde ați luat. Și eu mai vreau să avem multe, multe luminițe peste tot. Dadar, să folosiți inteligent resursele planetei. Doar așa viitorul va fi durabil. 2030 începe acum. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Stimați telespectatori, bun venit la lecția de economie. Studiul de caz pe care îl voi prezenta în continuare este, în opinia mea, deosebit de interesant în contextul în care în săptămânile precedente am vorbit de, am analizat la un mod extrem de minuțios structura consumului energetic, mai ales structura resurselor energetice la nivel global. Și această structură am analizat-o într-un pattern, într-o anumită ordine legată de puterea economică a celor mai importanți actori economici la nivel global. Și acești actori sunt, după câte știți, am explicat de mai multe ori, am argumentat mai degrabă de mai multe ori, China, în ordinea puterilor economice, mă refer la produse intern brut în dolari internaționali. În primul rând China, pe locul 2 Uniunea Europeană, UE28, deci cu Marea Britanie. Dacă Marea Britanie va părăsi UE28, atunci organizația aceasta din care facem și noi parte, românii, va coborâ un loc în clasament și va fi a treia putere economică globală, fiind devansată de Statele Unite. Urmează în continuare India, o putere economică emergentă care are un avans formidabil în ultimele decenii, ca și China de altfel. Și marea surpriză, cred eu, a secolului sau poate a mileniului este această ascensiune de neoprită a Chinei.
Urmează în ordinea indicatorului menționat Japonia și pe locul 6 Rusia. Distanța dintre Japonia și Rusia nu este atât de mare cum cred unii. Japonia are un produs intern brut cam de 5.000 de miliarde de dolari internaționali, iar rușii au depășit anul trecut 4.100 de miliarde de dolari internaționali. Desigur, creșterea economică rusă este destul de lentă și uneori este contradictorie, respectiv au avut și recesiune, datorită contextului internațional, datorită sancțiunilor impuse de UE și de Statele Unite și datorită slăbiciunilor interne ale Rusiei, care nu sunt puține și sunt arhicunoscute. Mă refer în primul rând la declinul demografic și la multe alte probleme. În acest context, resursele energetice reprezintă o provocare, fără îndoială, pentru țările care nu dispun de energie. Pentru că în contextul în care am discutat până acum, creșterea economică devine imposibilă fără forță de muncă calificată. Și când mă gândesc la calificare, mă gândesc în sens meritocratic, mă gândesc în primul rând la experți și la proiectanți și la arhitecți și așa mai departe, la funcția de cercetare, dezvoltare din companii, adică crearea de produse și de tehnologii noi. Fără asta, în lumea contemporană nu mai poți să înregistrezi creșteri sustenabile. Nu se mai poate repeta ceea ce s-a întâmplat în secolul trecut, când acumulările, să spunem, de capital cu aceeași tehnologie generau o creștere de tip extensiv. În prezent, dacă nu se apelează la tehnologii intensive, adică să se folosească cât mai bine resursele, mai ales cele energetice, atunci procesul de creștere devine nesustenabil, deci nu poate fi menținut pe termen lung. Acesta este contextul. Am analizat, deci, în săptămânile precedente situația în privința cărbunelui, a petrolului, care sunt resursele principale, dar gazul natural reprezintă, dacă doriți, un produs de lux. Reprezintă o variantă extrem de puțin poluantă în raport cu celelalte două, mult mai puțin poluantă chiar decât lemnul. Și pe de altă parte, gazul natural este o materie primă de maximă importanță pentru industria chimică. Fără gaz natural nu putem să obținem foarte, foarte multe produse chimice de mare importanță pentru noile tehnologii. Și în acest context, consumul de gaz natural a înregistrat cea mai mare creștere în perioada pe care am analizat-o. În 2000 era undeva la 2000 de miliarde de milioane de tone echivalent petrol, iar în anul trecut a fost la 3500 de miliarde echivalent tone echivalent petrol. Este o creștere fenomenală, nici nu are rost să dau procente. Ea arată cât de dinamică a fost creșterea economică și această ascensiune aș numi o insidioasă a consumului de gaz. Fără să ne dăm seama, toată lumea a început să folosească gazul și acest lucru se observă peste tot în România și la nivel global. Vedem străzi, ca să zic așa, care sunt disfuncționale pentru că se sapă canale pentru a se instala conducte de gaz metan. Timișoara, cel puțin la ora actuală, e răvășită de asemenea microșantiere, pentru că nevoile de gaz metan cresc în fiecare zi și, evident, furnizorii satisfac aceste cereri. Acum vreau să accentuez componenta cea mai importantă a studiului de caz. Studiul de caz pe care l-am făcut este important pentru a înțelege care este arhitectura economiei globale din punct de vedere al consumului de gaz metan sau de gaz natural. În acest context vom înțelege mai bine
tensiunile care există în piețe, mă refer la piața resurselor, piața bunurilor, și, evident, tensiunile politice și nu numai. Pentru că această nevoie, această sete nemăsurată pentru gaz natural a creat enorme bulversări și tensiuni la nivel global. Pe lângă alte fenomene, migrația necontrolată, discrepanțele de creștere economică și de potențial economic care creează enorme frustrări și enorme probleme sociale, dar această penurie și această sete, această nevoie din ce în ce mai mare pentru gaz a generat foarte multe tensiuni și ele sunt vizibile chiar dacă sunt acoperite prin propagandă sau declarații politice cu iz ideologic, se fac tot felul de speculații în presă, dacă dăm la o parte acest înveliș de staniol sau dacă vreți de celofan, o să observăm realitatea. Și această realitate vreau să o prezint în minutele următoare. În primul rând, există o distribuție de tip Pareto în ceea ce privește alocarea consumului sau structura consumului. Și am să exemplific foarte rapid. Statele Unite consumă 21% din, sau ponderea în consum a Statelor Unite reprezintă 21% din consumul mondial. Uniunea Europeană și Rusia se plasează pe locurile 2-3 la egalitate cu 12%. Țările producătoare de petrol din Orientul Mijlociu urmează pe locul 4 în acest clasament al consumatorilor mari de gaz metan cu 14%. Și pe locul 5, China cu 7%. Dacă însumăm aceste procente, ajungem la 67%, două treimi. Deci două treimi din consumul global de gaz natural este înregistrat, se înregistrează în țări în care locuiesc doar o treime din locuitorii planetei. Deci o treime din locuitorii planetei, în țările pe care le-am menționat, consumă două treimi din gazul natural. Evident, această discrepanță este fenomenală, este de tip Pareto. Deci celelalte două treimi, vorbesc de populația globului, două treimi din populația globului consumă o treime din gazul metan și o treime din locuitorii planetei consumă două treimi din gazul natural. Această discrepanță explică riscurile și tensiunile incredibile, pentru că nu trebuie să avem o imaginație foarte bogată să înțelegem că această resursă naturală nu este infinită, că deocamdată nu se pune problema penuriei, dar peste 20-30 de ani problemele vor deveni infinit mai contorsionate. Pentru că pe măsură ce rezervele scad, tensiunile cresc și nevoia de gaz crește și asigurările care ni se dau, mai ales de către politicieni, nu au nicio valoare practică, pragmatică, ele sunt doar speculații, ni se spune că se vor descoperi tot felul de tehnologii, că randamentele vor crește, randamentele energetice vor crește, dar acestea sunt simple declarații. Oameni foarte bine informați, mai ales câteva instituții din Japonia care au studiat foarte atent acest fenomen și un compatriot, Nicolae Georgescu Rögen, despre care am mai vorbit, ne-a avertizat că acest consum de resurse naturale se va termina inevitabil peste câteva decenii și că până atunci șansele de a descoperi noi resurse energetice care să fie obținută cu costuri sustenabile
aceste șanse sunt foarte mici. În sfârșit, este o viziune care vine din partea experților și experții se înșeală, fără îndoială, nu, ei nu dețin adevărul absolut, dar sunt mai aproape, cred eu, de realitate decât politicienii. În acest context, să vedem acum distribuția producției. Este important că aceste două, că această treime, o treime din populația globului consumă două treimi, dar să vedem care sunt țările favorizate, care nu importă și care sunt țările favorizate care exportă. Pentru că, evident, gazul natural fiind o resursă rară, cine are gaz natural la ora actuală, acesta valorează, este aurul negru, se spune despre petrol, ar fi aurul provenit din gaz natural, care are o valoare excepțională. Aici asistăm la un fenomen predictibil. Ni s-a spus că așa se va întâmpla și chiar așa s-a întâmplat. De data asta nu este vorba de o speculație. A crescut producția de gaz metan și în Rusia, dar în Rusia a crescut mai puțin, de la 450 de miliarde aproximativ de tone echivalent petrol, la, dacă nu mă înșel, 570 de miliarde tone echivalent petrol. Deci decalajul dintre Statele Unite și Rusia la ora actuală este destul de mare. Desigur, sunt oameni care spun că această goană după gaz din America se va termina repede. Probabil că e adevărat, pentru că resursele acestea de gaz care se extrag prin tehnologia actuală, gazele de șist care se extrag în acest mod, nu ocupă suprafețe imense și, evident, la un moment dat, aceste zăcăminte care sunt foarte, foarte atomizate se vor termina. Dar aceasta e, mă rog, e o idee, o vom trăi și vom vedea. În acest context, singurii exportatori de gaz au devenit Statele Unite, care exportă 0,4% din consumul mondial. Deci Statele Unite, de fapt, au o producție echilibrată în raport cu consumul. Nu pot fi mari exportatori. Și fac aici nu o paranteză, ci vreau să lămuresc un fake news, cum se spune acum. Ați auzit de nenumărate ori și se spune în permanență, zilnic suntem bombardați cu o informație falsă. Sigur, ea a pornit de la Donald Trump, de la Congresul American, în sfârșit. Și ce ni se spune? Că ar fi bine ca europenii să renunțe la importul de gaz din Rusia, care este semnificativ, și să, pentru că Statele Unite vor genera ele suficient gaz pentru a acoperi nevoile Europei. Europa importă la ora actuală peste 9% din consumul mondial și America are o rezervă, are un excedent, poate exporta 0,4%, comparat 0,4% cu 9%. Este evident un discurs politic și atât. Nu are rost să nici să-l analizăm foarte critic. Toți politicienii folosesc acest gen de propagandă pentru a-și atinge anumite scopuri. E adevărat, America poate exporta gaz lichefiat, că asta de fapt spun americanii, că vom exporta gaz lichefiat suficient ca să acoperim și necesarul Europei. America are o singură resursă de gaz lichefiat, cel provenit din Canada, adică excedentul de gaz obținut din Canada, care este cam de 2% din consumul mondial. Dar și acesta e foarte puțin, raportat la 9%. Deci dacă canadienii și americanii și-ar exporta tot excedentul, n-ar asigura decât 1,8 plus 0,4, 2% și ceva. Oricum, prezența Rusiei pe piața occidentală, pe piața Uniunii Europene, este inevitabilă. De aceea, discuțiile despre Nord Stream nu au nicio acoperire practică. Această dependență de gazul rusesc este inevitabilă, nu este, dacă vreți, atât de periculoasă cum se crede, este pur și simplu o dependență legată de repartiția resurselor și de
poziția de vecinătate a Europei în raport cu Rusia, Europa ar avea o singură șansă de a evita, să spunem în totalitate, gazul rusesc. Dacă acest lucru s-ar dori, dar după părerea mea asta ar fi o abordare ilogică și irațională, să importe din Qatar gaz. Prin celebra variantă Nabucco, de care ne vorbea foarte mult domnul Traian Băsescu când era președinte. Dar varianta Nabucco a căzut pentru că Rusia a jucat și ea destul de dur, a intrat în Siria, invocând, sigur, dezastrul generat de războiul civil și ajutând un guvern pe care occidentalii nu-l recunosc, guvernul Assad, și în acest context Rusia a pus un fel de capac, un dig, și Europa nu poate aduce gaz din Qatar pentru a-și acoperi nevoile. Doar gaz lichefiat, dar acesta este prea scump. Cam atât pentru azi. Cred că am lămurit o problemă importantă pentru dumneavoastră, pentru cei pe care îi respect și pe care cred eu că este bine să informăm cât mai exact pentru ca dumneavoastră să puteți lua deciziile cele mai importante în cariera și în profesia dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vinete, ardeiuți scopți, ciorbițe de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițelașe, plăcită mamă, de douvleac. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Take my hand to my Copiii sunt de neoprit, chiar și în fața cancerului. 70% dintre copiii cu cancer din România supraviețuiesc și duc o viață normală. Pentru asta au nevoie de tratamente și acasă. Trimite donez la 8845 pentru tratamentele la domiciliul copiilor cu cancer. Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului în fiecare vineri la Timișoara Culturală cu Tudor Crețu. Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. Dragi prieteni, eu sunt Silvia Gherasim, urmăriți emisiunea Studenții de ieri. Astăzi în platou avem un invitat de la Politehnică, domnul profesor Sorin Mușuroi. Bine ați venit în platou!
Bine v-am găsit și în Săr Română și mulțumesc pentru invitație. De asemenea, bună seara tuturor ascultătorilor postului TeleU. Și telespectatorilor, telespectatorilor că exact. Se și uită, sperăm. Exact. Chiar dacă unii din noi trebuie să stăm cu mască pentru că asta este. Așa ne simțim bine. Realitatea, da. Am mai văzut în emisiuni invitați cu mască, deci nu e nicio problemă. Ok, v-am invitat în calitate de absolvent de UPT și de prorector al acestei instituții. Sunt câțiva prorectori pentru cei care nu știu și dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Cum de ați ales să începem cu începutul? Politehnica, să studiați partea asta. Mai știți care a fost da, sigur că declanșatorul? Da. Sigur că da. Încă de mic copil, asta însemnând undeva în clasele primare, mi-a plăcut foarte mult matematica, mă rog, aritmetica, cu ce am început atunci. Și am avut o învățătoare extraordinară, doamna Berinde, căruia am să-i fiu veșnic recunoscător. Unde ați făcut școala? Am început la școala din Fratelia, pentru că acolo am locuit, clasa 1, și apoi în clasa 2 m-am mutat la școala generală numărul 8, actualul Colegiu Bănățean. Uh-huh. Și încă de mic copil, doamna învățătoare, la ședințele cu părinții, a tras atenția mamei că am un talent pentru matematică. Mi s-a picurat acest lucru, am lucrat foarte mult pe partea aceasta. Mi-au plăcut de mic chestiile tehnice, să demontez, bineînțeles, atunci era partea aceea, aveai o mașină, te jucai cu ea, după aia hai să vedem ce e înăuntru, demontai, încercai să o mai pui la loc, de cele mai multe ori nu reușeai treaba asta. Acum nici să vrei, nu mai poți să le demontezi, nu mai e nimic în prin ea. Mi-au plăcut foarte mult jocurile care se axau pe construcții. Aveam tot felul de piese din plastic, din care realizam tot felul de construcții. Și atunci, când lumea m-a întrebat ce vrei să te faci, am zis inginer constructor. Deci asta a fost prima legătură cu Politehnica, ca să zic așa. Dar cum de v-au sprijinit părinții? Cât de important a fost să vă sprijine? A fost foarte important pentru că de mic ei au stat alături de mine și au încercat să-mi sprijine educația și să-mi pună în evidență puținele talente pe care le aveam. Nu doreau să vă faceți altceva, să alegeți alt domeniu? Nu. Sora tatălui meu, care este medic, a încercat să-mi strecoare medicina în cap. Dar treaba asta nu s-a legat. Adică mi-ar fi plăcut să lucrez cu oamenii, mi-ar fi plăcut să-i ajut, dar nu chiar am stomacul pentru medicină. Și atunci au zis, măi, băiete, fă ce-ți place. Și asta mi-a plăcut. Asta e o chestie, scuzați-mă că vă întrerup, dar e o treabă foarte rară pe care o auzeai înainte, mai ales înainte de Revoluție, fă ce-ți place. Norocul dumneavoastră cred că a fost că vă plăcu matematica. Da, da, da. Pentru că dacă vă plăcea muzica, nu știu dacă era așa de simplu. După aia, prin anii 70, când deja judecam cu altă, mm-hmm. altă minte, era chiar un trend, Politehnica. Era Politehnica, era medicina și erau științele economice. Deci cam astea erau direcțiile principale. Sigur, mai erau și dreptul și altele, dar în principal canalizarea era pe aceste trei direcții. Nici nu mi-am pus o clipă în cap să fac altceva decât să fiu inginer. Sigur, la început inginer constructor, după aia am cochetat o vreme și cu arhitectura, dar când am ajuns la liceu, atunci a fost așa un trend spre electro, era electro, era așa ceva tabu electro. Și din acel moment am visat să devin student la electro. Nu vă ascund că la început am vrut deci să fiu... până la urmă acolo ați, da. Acolo ați da. Dat, acolo ați acolo intrat. Acolo am dat. La început am mai cochetat și cu electronica, dar au avut o influență foarte mare asupra mea. Tatăl unui coleg de liceu, regretatul profesor Chioreanu, pe care l-am avut și dascăl,
și care tot asta spunea, măi, dacă tot vrei să faci curenții, fă curenții tari. Și atunci a rămas ingineria electrică, electrotehnică, cum era atunci, electrotehnică am făcut și electrotehnică fac. Cum vi s-a părut facultatea? Grea? Ușoară? V-ați așteptat la ce urma deci, să studiați? Am avut norocul că am făcut un liceu foarte bun. Uh-huh. Am prins toate reformele. Deci când am dat admiterea la liceu, a fost liceul real numărul 1. Erau două licee reale în Timișoara. Actualul Loga și actualul Colegiu Bănățean. Da. Realul 1 era fost actualul Colegiu Bănățean. Și am dat la clasa de real. Am intrat la clasa de real, acolo se făcea matematică, fizică, chimie și așa mai departe. În clasa nouă, la sfârșitul clasei a noua, s-a transformat, a venit acea reformă și s-a transformat liceul în liceu de filologie istorie. Cu clasă de chimie, biologie exact. Și clase de filologie istorie. Aoleu, a fost o adevărată dramă atunci. Măi, ce fac? Da. Până la urmă am zis că mă duc la Loga, dau admitere, era treapta a doua atunci, zic, dau treapta a doua la Loga și asta e. Dau niște diferențe, dar continui visul spre da. Politehnică. Cred că cu o lună sau două înainte de treapta a doua, probabil au fost niște presiuni la inspectorat și la liceul nostru am primit o clasă de electrotehnică. Îți dați seama ce pestriți era. Liceu de filologie istorie, clase de chimie, biologie, electrotehnică și filologie istorie. Și atunci am dat treapta a doua la electrotehnică. Am avut niște profesori excepționali la matematică. Am să rămân veșnic dator domnei profesor Papuc, Ligia Papuc, decedată și ea, și un profesor de fizică de care și acum sunt îndrăgostit, profesorul Alfred Schüssler. De ce? Cum ce? Pentru că avea un stil cum eu n-am mai văzut. Deci știa să-ți povestească fizica, știa să îți bage în cap fizica. Era câteodată, hai să folosesc un termen studențesc, haios la ore. Câteodată se enerva, dar enervarea lui era dată din dragostea pentru noi. Și am participat la olimpiadele de fizică, am dat admitere, atunci admiterea era dură la Politehnic, mai ales la electro, era foarte, foarte dură. Erau trei zile de examen. Începea pe 15, 16, 17 iulie. Era un calendar bătut în cuie. Erau câți două... erau pe loc? Undeva la 3 și ceva. Wow! Dar erau 1 și 1. Am dat examene, am avut două zile de examene de matematică. Prima era analiză și algebră. A doua zi era geometrie și trigonometrie. Și a treia zi era fizică. Și, vă dați seama, după a treia zi, țin minte și acum, era o vară caniculară. Sala unde am dat eu examen era la mecanică, era un amfiteatru. Mama mă aștepta în față. Când am ieșit, deci toată lumea era în costum, nu ca acum. În blugi rupți, în tricou. Da. Bine, și asta e documentat. Și în momentul când am ieșit ultima zi din examen, deci costumul tot a fost ud. Am așteptat două săptămâni cu înfrigurare rezultatele. Apoi când am văzut că am intrat, a fost așa o bucurie, o sărbătoare în familie. A urmat armata, aia ne-a rupt un pic. Ne-am făcut armata înainte de a începe facultatea. Deci a fost un an de armată, după care am venit. Chiar dacă veneau profesori de la Politehnică și ne mai țineau niște ore de matematică să nu uităm. Și am început anul întâi. Acum a fost o trecere, a fost un salt, o treaptă. Deci între clasa 12 și anul întâi a fost o treaptă și între anul 2 și 3. Deci când am ajuns în anul 3 de facultate a fost a doua treaptă. Câți ani ați făcut de 5. Facultate? 5. 5, da. Deci am făcut ingineria. Ați scăpat cum? Zile. Am scăpat cum? Știți, era parcă ceva de genul ceva cel mai greu să vreo 6 ani ca să ajungi în anul 3. Era un cântec. Acum nu mai aduc aminte versurile, dar cam așa era. Deci. Plus că atunci nu erau cu nu știu câte prezentări. Aveai voie să rămâi cu 3 restanțe la sfârșitul anului.
în toamnă. Nici nu se puteau plăti. Nici nu era. Și atunci dacă rămâneai cu încă una, gata, erai mai era un re, se ajungea. Ați avut vreodată vreo restanță? Da, da, am avut două în anul 4. Uh-huh. Deci nu pot să spun că n-am avut. Și... Dar materia preferată în decursul anilor, care a fost? Mașini electrice. Și când am ajuns în anul întâi de facultate, sigur a fost acel salt, în sensul că numai la un curs de matematică, într-un singur curs de 3 ore, practic am făcut materia de clasa 12. Deci a fost așa o trecere. Ești afară, eram amețiți. Deci până la urmă, cum a fost facultatea? Grea? Sau... A fost grea. Grea. Da, grea, dar frumoasă. A fost grea, dar a fost, pot să spun, frumoasă. Haideți să ne povestiți, acum știm ce se întâmplă cu viața studențească, non-existentă, în timpul liber, săracii stau în casă că așa se mai plimbă, da, socializează. Dar atunci, pandemia. Care erau modalitățile de socializare? Ce făceați în timpul liber? Deci, făceați chefuri în cămin sau nu? Eu nu am fost căminist. Eu sunt timișorean, n-am prea gustat. Vedeți, aici a fost, să zic așa, o... Nu v-a fost ciudă? De multe ori, da. Dar mergeam. Deci mă chemau colegii, prietenii, participam la tot felul de agape în cămin, care erau, nu știu, cum să pot să le spun, erau populare, rudimentare. Dar era ceva care ne unea. Plus că, să știți că, acum poate sar la altă idee, dar revin, armata a avut și părțile bune, în sensul că odată am plecat de acasă, deci am intrat, vorba aia, da. Nu mai eram mama care vine, îți aduce sandwich-ul, ceaiul, cafeluța, sau, mă rog, atunci era cu năut pe vreme, era surogatul ăla. Și acolo te-a învățat totuși un pic de rigoare, disciplină, deci era cu totul altceva. Și acolo s-a închegat colectivul, știți? Acolo ne-am cunoscut. Unde poți să cunoști un om cel mai bine? Decât când stai tot timpul, împarți bucuriile, greutățile, marșuri forțate, gărzi, noaptea și așa mai departe, atunci îți cunoști. Și prieteniile s-au legat și au rămas pe timpul, în timpul studenției. Și atunci, sigur, se continuau cu acele agape la cămin. Un casetofon mic. Mă gândesc că erau mic. Civilizate. Nu. Acum n-am fost îngeri. Deci, nu. Adică erau, dar erau decente. Deci niciodată n-am sărit calul. Dar, sigur, mai apăreau și mici sticle, se mai trăgeau un pahar, se cânta, erau cântece studențești, unele mai deocheate, altele mai puțin. Deci, pot să zic că am făcut totul așa cu bucuria. Adică ce puteai să faci în vremea respectivă? Aveam și câte un casetofon, micuț el, niște casete care unele hâșcăiau, mai, dar asta a fost frumusețea. După aia erau seara grupei, serile de an. Aici era un handicap. Noi eram majoritatea băieți. Aoleu, aveam fete. Corect. Și atunci obligatoriu și trebuia să inviți. Păi invitam de la unde erau fete, de la vest sau de la medicină. Astea erau, să zic așa, sursa de fete. Și... Întotdeauna veneau cu plăcere și erau întruniri foarte, foarte, foarte drăguțe. Dar vă spun, cu tehnica acelor ani. Da, era, interiorul era parcă altfel. Sigur, erau 20 de ani. Adică aveai 20 de ani. Era cu tot o altă vârstă. Corect. Totul era posibil, nimic nu era imposibil. Mai țineți minte momentul în care v-ați gândit că vreți să vă faceți dascăl? Am visat, deci mi-a plăcut. Întotdeauna aveam un respect deosebit față de profesorii noștri și am fost marcat. Am avut norocul că am avut câteva nume grele, câțiva profesori mari. Am avut profesori care m-au marcat, profesorul Ioan de Sabata, la bazele electrotehnice. Un dascăl care, în momentul în care intra în clasă, nu avea nicio foaie, eventual un mic, să vadă titlurile. Venea cu mâna în buzunar și, în momentul în care începea cursul, era ca un artist care intra în rolul profesorului. De multe ori suna
eram atent la figura lui și parcă atunci dădea ușurel din cap și intra în lumea, în lumea reală. Deci credea în ce spune, îi plăcea ce spune, o spunea cu pasiune. A fost un dascăl deosebit. Apoi, cel care și-a pus cel mai puternic amprenta și, de fapt, m-a și, ca să zic așa, canalizat spre specializarea de mașini electrice, a fost academicianul Toma Dordea, care a fost un om deosebit. Deci eu, așa un om dascăl, om, nu am mai întâlnit. Deci a fost un om de o modestie, a fost un om pâinea lui Dumnezeu, ca să zic așa. N-a putut să facă rău la nimeni. Avea și el funcții de conducere. Nu i-au plăcut funcțiile de conducere. A fost și el. A fost ultimul prorector. Și asta m-a ambiționat să accept și am fost onorat când domnul rector Dregan mi-a făcut această propunere. Am stat puțin în cumpănă. Eram decan la Electro. Și am stat puțin în cumpănă și m-am gândit, zic, cine a fost totuși ultimul nostru prorector? Și de la academicianul Dordea n-am mai avut prorector facultatea noastră. Și atunci am zis, pentru că omul ăsta m-a marcat, hai să încerc umil să calc și să încerc parcursul lui, cel puțin acolo la rectorat. Ce ați învățat de la acești dascăli? La acești pentru dascăli? Că a fi dascăl este o chemare, a fi profesor deja este jobul, dar mă gândesc că toți înainte de a fi, de a preda, de a se pune în postura de profesor, sunt niște oameni brici. Da, deci în primul rând mă uitam la ei ca la niște zei. Uh-huh. Erau somități. Aceștia erau adevărații influenceri. Exact. Pentru dar că... nu mi se zice așa. Exact. Da. Deci am avut ce învăța. Deci mi-a plăcut. Deci eram impresionat. Zic, dumne, ce oameni sunt în fața mea. Ce frumos ar fi ca odată, mai barem asistentul lor să fiu. Și mi s-a deschis această carieră universitară în anii 90. Deci eu am făcut stagiatura la Reșița, mi-au plăcut mașinile electrice și am luat repartiția la întreprinderea constructoare de mașini. Și am lucrat chiar la mașini electrice greu. 2, în standul de probă. Deci am stat între mașinile electrice. În 90 m-am mutat la electromotor. După revoluție se putea. Deci ați locuit și în Reșița? Da, am stat la cămin în Reșița. Deci făceam, mă rog, săptămânal. La capăt de săptămână veneam acasă. Da. Și am lucrat. După aia am venit în proiectare. Și când am venit în 90, profesorul Barțer, căruia iarăși am să-i port toată viața un respect și am să-i fiu recunoscător, m-a chemat la catedră și m-a întrebat dacă nu vreau să iau niște ore la plata cu ora. Ziua aia a fost... Am acceptat, bineînțeles. Bănuiesc că atunci nici nu vă interesau banii, neapărat. Nu neapărat. Nici n-am întrebat dacă se plătește, nu se plătește. Numai ideea de a fi... Asta a fost în primul moment. Dar după aia zic, mă, da, fac eu față. Ce? Dar gândește, tu în fața unor studenți. Și ați făcut față? Da, pentru că mi-a plăcut munca, m-am pregătit și mi-a plăcut interacțiunea cu studenții. Și cum sunteți ca profesor? Cum credeți că vă văd studenții? Nu știu, nu vreau. Am încercat să copiez, ca să zic așa, profesorii care m-au influențat pe mine. Am încercat să fiu apropiat de ei. Mi-a plăcut și îmi place să-i ascult. Îmi place să-i ajut, să le rezolv problemele atât cât se poate și îmi place să nu le fac rău. Adică nu-mi place să chinui studenții, dar am anumite pretenții de la ei. Ce nu vă place la studenții din ziua de azi? La studenții din ziua de azi? Nu-mi place că nu mai sunt uniți cum eram noi. Adică mie mi se pare că, mai ales acum nu judec partea asta de pandemie, care ne-a întors pe toți, dar nu mai văd unitatea aia. Adică nu mai au legăturile care... Fiecare... Da, de fapt, mulți lucrează. Uh-huh. Mulți vin la ore, mai nu mai vin la ore. Dar parcă nici nu se ajută cum ne ajutam noi și nu cred că
în afara universității mai au legăturile care existau între noi. Nu. De ce mai avem foarte puțin timp la dispoziție? De ce ar trebui cineva care simte că dorește să urmeze calea aceasta să vină la Poli, una dintre cele mai bune universități din țară? Da, pentru că deci Politehnica, nu că fac parte din corpul academic, deci Politehnica a rămas o universitate cu blazon, o universitate care se respectă, o universitate care totuși a făcut 100 de ani. Deci o să ai 100 de ani în spate, spune ceva. Adică nu s-a născut după 90, între două trenuri, între două curse și așa mai departe. Politehnica are propria istorie, propria identitate, proprii oameni, își crește proprii profesori. Deci este un brand Politehnica. De aceea, ca și universitate tehnică, o recomand cu cea mai mare căldură. Plus că la ora actuală cerințele pe piață, astea sunt. Deci Politehnica poate să acopere aceste cerințe. Și atunci, de ce să faci o universitate care nu-ți oferă un pic de glorie, nu-ți transmite nimic? Deci orice absolvent trebuie să plece cu un spirit, cu spiritul universității pe care o termine, pe care urmează studiile. Și de la Politehnică pleci cu așa ceva și cred că există acea mândrie. Măi, sunt absolvent de Politehnică, fac parte din comunitatea UPT. Și în afară de asta, studiile sunt extraordinar de la zi, să zic așa, toate informațiile. Exact. Nu le poți lua de altundeva, la Poli. Toată lumea care a fost student la Poli mi-a zis așa, ok, poate nu mai știu toate informațiile, dar știu cum se fac lucrurile, știu de unde să-mi iau informațiile, știu cum să mă descurc. Exact, exact. Plus că, vă spun, este această istorie în spate. Adică... Și poate cine știe, dacă urmează Politehnica, apoi vor fi prorectori, rectori. Pot să ajungă, uitați, am avut secretar de stat, pot să devină politicieni, directori, miniștri. Deci, practic, Politehnica le deschide un orizont nebunuit. Chiar le doresc tuturor. Vă mulțumim că ați fost în platou, domnule profesor. A fost emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim și până data viitoare să aveți mare grijă de voi. La revedere, mai bine! Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului în fiecare vineri la Timișoara Culturală cu Tudor Crețu.